Emisiune susținută de Asociația Maurer for You. O viață fără excelență și fără sens este irosită. Cu toate că definiția succesului este subiectivă, totuși este cât se poate declar faptul că reușitele de durată se realizează după legi imoabile gândirea de învingător, perseverența și deciziile corecte, acompaniate de imperativele succesului, sunt treptele care te vor ajuta să urci oricât de sus dorești în viață. Îți doresc mult succes! Bună seara și bun găsit, dragi spectatori, la emisiunea Vieți Schimbate. Fiecare dintre noi am avut pierderi în viață și ne-am raportat la ele într-un mod diferit în funcție de miza pe care o reprezentau acele pierderi. Unele pierderi mai mici, altele mai mari. Dacă vorbim despre pierzarea ce ține de mântuire sau pierderea mântuirii, atunci lucrurile stau într-o altă cheie și pot fi văzute într-un mod diferit. Unii au... Uh... Băgate niște canoane această pierdere, și au mers în zona bigotismului, spunând că dacă nu faci anumite lucruri în detaliu, vei fi pierdut. Iar alții au mers în zona aceasta a negării lucrurilor importante și au spus lasă-mă în pace că Dumnezeu nu este chiar așa de uh, pretențios la cerințele sale și poți să fii liniștit în, uh, în zona ta de credință și să nu ai nicio problemă. În seara aceasta aș vrea să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum arată drumul spre pierzare în viața unui om care nu a venit într-un mod cât se poate de fățiș împotriva lui Dumnezeu, ci mai degrabă s-a dus în zona neascultării de Dumnezeu. El nu a spus nu cred în Dumnezeu, nu a făcut niște lucruri care neagă pe față acea existență al Dumnezeu și voința sa. Dar prin acțiunile sale, prin alegerile sale, el s-a dus încet, dar sigur, spre pierzare. În cartea lui Samuel, întâia cartea lui Samuel, întâlnim relatat pe larg acel istoric al vieții lui Saul, regele Saul, care a început glorios, dar a avut parte de un sfârșit dramatic. În, în tâia carte cartea lui Samuel îl întâlnim pe Saul care apare într-un vid al puterii, într-un moment în care poporul se săturase de judecători, Samuel era bătrân, nu mai putea să slujească foarte mult. Fii săi umblau pe șleauri, erau necinstiți, călcau legile lui Dumnezeu și chiar poporul i-a spus Uite, despre tine nu avem nimic de spus, însă fiii tăi nu calcă pe urmele tale Și atunci avem nevoie de un împărat care să împărățească peste noi și să ne spună clar ce avem de făcut Și atunci când Biblia vorbește despre alegerea lui Saul, ne arată că, deși nu era voia inițială lui Dumnezeu ca ei să aibă un împărat, totuși Dumnezeu îl alege pe Saul, îl trimite pe Samuel ca să-l ungă cu un de lemn, să fie împărat pus de Dumnezeu, începe foarte bine viața lui, dar sfârșește într-un mod dramatic. Și aș vrea să vedem cum începe viața lui Saul, cum continuă ea, și să vedem dacă nu cumva și noi mergem cumva pe aceleași cărări, așa cum s-a dus Saul. În capitolul 8 din 1 Samuel, izraeliții au cerut un împărat. Și, bineînțeles, Samuel a fost foarte supărat când izraeliții au cerut un împărat. Chiar a plâns și Dumnezeu zice, stai liniștit, pentru că nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă. Aici se vede o atitudine a lui Dumnezeu și ar trebui să învățăm niște lecții că uneori încercăm să fim avocații lui Dumnezeu, să-i luăm apărare acolo unde nu trebuie. Asta nu înseamnă că nu trebuie să predicăm Cuvântul, să stăm lângă principii, să vorbim despre Dumnezeu într-un mod cât mai corect, potrivit cu Scriptura. Însă, uneori purtăm ca predicatori, ca păstori, o povară în plus de care Dumnezeu nu are nevoie și nu consideră slujire. Zice, stai liniștit că nu pe tine te leapă, de pe mine. Și, în felul ăsta, încearcă să echilibreze acea povară emoțională și sufletească a noastră și, în mod inițial, al lui Samuel. După ce reușește să-l convingă de faptul că nu este depășit de situație și că poate să rezolve această problemă, Dumnezeu îi spune, uite, vor împărat, dă-le un împărat. Alege împăratul și spune capitolul 9 că era un om din Beniamin, numit Chis, fiul lui Abiel, fiul lui Țeror, Fiului Becorat, fiului Afiah, fiului uh, unui Beniamit, un om tare și voinic. Deci, Chis era un tare, un om tare și voinic și avea un fiu uh, care era uh, numit Saul, tânăr și frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel și întrecea pe toți în înălțime de la urmă în sus. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îl alege pe Saul după cele mai înalte standarde, să fie frumos, să fie tânăr, să fie puternic, să fie înalt, să reprezinte ceva pentru oamenii din Israel. Alegerea lui Saul îl Pune oarecum într-o situație destul de stângace. Dacă citești începutul uh, misiunii lui Saul sau momentele în care Dumnezeu uh, face demersuri ca să fie ales și uns ca împărat, ai zice ce -o mai fi și cu ăsta pe acolo, că pare mai degrabă caragios în umilința lui, în smerenia lui, în stângăcia lui vis-a-vis uh, -vis de perioada după ce a fost ales, uns și înscăunat ca împărat. Traseul vieții lui Saul este unul dramatic. La început era cât se poate de smerit, supus lui Dumnezeu, simțea că este nevrednic pentru slujba aceasta la care l-a chemat Dumnezeu și după ce a fost ales ca împărat, Saul a suferit o transformare interioară în rău, astfel încât ajunge de necunoscut, de nerecunoscut. Acest om tare și voinic uh, și-a pierdut măgărițele, așa spune cuvântul lui Dumnezeu și printr-o conjunctură oarecum ciudată uh, zice hai să mergem să întrebăm pe omul lui Dumnezeu unde s-au pierdut că... Nu știm. Ce să facem? Că nu avem bani. Uite, am eu jumătate de ciclu, zice sluga de lângă el. Hai că mergem și îi dăm. Că nu poți să mergi la omul lui Dumnezeu fără un dar. Te duci așa cu mâna goală. Ăsta era principiul enunțat de Dumnezeu. Că atunci când te duci la omul lui Dumnezeu sau când vii la închinare, să nu vii cu mâinile goale pentru că lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de susținere. E plină lumea de acei oameni care vor să consume, dar nu vor să contribuie cu nimic din punct de vedere financiar decât cu mulțam fain și cu a, acea atitudine de mulțumire verbală și cam atât. Însă lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de susținere, sunt cheltuieli, sunt plăți de făcut, sunt facturi de plătit, sunt mese de organizat, tot felul de lucruri care necesită și bunuri materiale. Da. Deci atunci când te închin, trebuie să vii și cu un dar înaintea al Dumnezeu. Nu poți să te duci cu mâinile goale. Închei paranteza aceasta și revin la acest parcurs al vieții lui Saul de la binecuvântatul lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu, care ajunge blestemat, lepădat, chiar demonizat. Drumul acesta spre pierzare a lui Saul este unul cât se poate de dramatic. A început foarte bine, dar a sfârșit o rău. Ajunge la Samuel și Samuel îi spune că Dumnezeu l-a ales ca împărat și cu privire la preocupările lui vremelnice, i-a spus, nu te neliniști, versetul 20 din capitolul 9, 1 Samuel, măgărițele pe care le-ai pierdut acum trei zile s-au găsit și pentru cine este păstrat tot ce este mai de preț în Israel? Oare nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău? La care Saul răspunde, Oare nu sunt eu beniamit din una din cele mai mici seminții ale lui Israel și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbești astfel? Observați modestia lui Saul. Dacă s-ar opri la aceste momente de început relatarea despre el, ai zice, este extraordinar. Omul acesta merită să fie împărat peste Israel. Omul acesta merită să fie în fruntea poporului. Omul acesta are toate calitățile ca să-l asculte pe Dumnezeu și să facă lucrarea lui. Foarte mulți, și n-aș vrea să punctez pentru că este rolul lui Dumnezeu de a judeca, nu este rolul meu, dar vorbesc în principiu. Foarte mulți sau destul de mulți slujitori pornesc bine pe drumul acesta al slujirii, însă li se urcă. Acea, uh, acea, mândrie la cap și acea, acel simțământ al a tot suficienței și acel sindrom mesianic că fără ei nu se poate în lucrarea lui Dumnezeu, astfel încât ajung de nerecunoscut, nu doar că ajung de nerecunoscut, ajung să fie niște dictatori în lucrarea lui Dumnezeu, să fie lepădați de Dumnezeu și ei să creadă în continuare că sunt unșii lui Dumnezeu, unii poate chiar demonizați. Și dacă spun demonizați, aș vrea să înțelegeți că lucrarea demonică nu este doar aceea prin care omul se trântește de pământ și face spume la gură. Lucrarea demonică este și aceea prin care tu încurci lucrarea lui Dumnezeu astfel încât să, să împiedici ceea ce vor să facă alții bine. Aduceți-vă aminte că Pavel, a numit pe un astfel de om, pe un om destul de select din punct de vedere a imaginii sociale, fiul Dracului și dușmana lor cărei neprihăniri. Și asta nu făcea spume la gură. Asta știa să facă filozofie, știa să sucească uh, doctrinele uh, și principiile lui Dumnezeu și ce până când vei suci tu căile lui Dumnezeu. Așa că fii dracului nu sunt doar cei care fac spume la gură, ci sunt și aceia care știu să fie abili politic, știu să adopte un limbaj înșelător, știu să spună bine lui rău și rău lui bine, știu să sucească în așa fel argumentele și cuvântul lui Dumnezeu ca oricând să cadă în picioare precum pisica. Orice ai spune, oricum ai argumenta, ei cad tot bine pe orice sistem, pe orice situație. Și oamenii aceștia sunt foarte periculoși. Dar putem observa în viața lui Saul că indiferent cât de mult a încercat el să-și argumenteze acele acțiuni și acele alegeri, în fața lui Dumnezeu nu au stat în picioare. Așadar, vorbim despre momentul în care Saul este, este prezentat ca uns al lui Dumnezeu. Samuel îi spune, uite, Dumnezeu te-a ales să fii împărat peste poporul său. Și bineînțeles, nu, la început a vrut să accepte, însă în cele din urmă primește această însărcinare din partea lui Dumnezeu. Saul a fost uns de Samuel ca împărat. Versetul 1 din capitolul 10, 1 Samuel. Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul, apoi l-a sărutat și a zis Nu te-a uns, Domnul, ca să fii căpetenia moștenirii lui? Și în această întrebare retorică este Prezentă și prezentată acea trimitere a lui Dumnezeu, acea împuternicire de a fi stăpân, de a fi suveran, de a fi împărat. Nu putem nega sub nicio formă că n-a fost un act autentic. Acolo Saul n-a fost chemat de un comitet, n-a fost votat democratic, n-a fost ales prin niște meșteșuguri umane. A fost pus de Dumnezeu prin profetul Samuel. Da? Cât se poate de clar? Aici nu poți să ai îndoiel pentru că Biblia spune că el a fost uns prin porunca lui Dumnezeu. Saul a fost ales de Dumnezeu să fie împărat. A avut niște experiențe miraculoase, a, a întâlnit trei semne înainte de a, de a veni Duhul lui Dumnezeu într-o măsură bogată asupra lui. Și chiar spune aici Samuel că îi se vor împlini trei semne înainte de a veni Duhul lui Dumnezeu peste el. Spune că astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, în hotarul lui Beniamin, la Țelțah. Ei îți vor zice măgărițele pe care te-ai te dus să le cauți s-au găsit și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgărițe, ci este îngrijorat de voi și zice ce să fac pentru fiul meu. De acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejarul din tabor unde vei fi întâmpinat de trei oameni, suindu-se la Dumnezeu în Betel și ducând... Unul, trei iezi, altul, trei turte de pâine, iar altul, un burduf cu vin. Observați că nu vorbim de niște aiureli profetice, cum sunt în lumea de astăzi, protestantă sau de altă natură în care ăsta visează, nu știu ce, te duci în biserică, spune, frate, mi a, frate, mi-a descoperit domnul că nu știu ce, o să te lovești la picior sau că o să te împiedici. Și ce legătură are asta cu mântuirea? Sau ce legătură are descrierea asta vagă, poate uneori? Mi a, mi-a descoperit domnul că ești foarte împovărat, îți vede așa fața mai încruntată. Lasă că Dumnezeu are un plan deosebit cu tine. Sunt chestii foarte generale, ca să zic așa. Ei te vor întreba de sănătate și îți vor da două pâini pe care le vei lua din mâna lor. Deci lucruri specifice, clare. <coughs> După aceea vei ajunge la Ghibea Elohim, unde se află garnizoarea filisteilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci pogorându-se de pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, tâmpene, fluiere și copze înainte și prorocind. Duhul Domnului va veni peste tine... Vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-alt om. Când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei fi găsit de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Cu alte cuvinte, sunt câteva lucruri punctuale care va trebui să se împlinească în viața ta și după ce se vor împlini sau să fii pe deplin încredințat că Duhul Lui Dumnezeu este cu tine. Și chiar descrie în continuare Sfânta Scriptură momentele în care Saul trăiește aceste evenimente profetizate de prorocul Samuel, îi se împlinesc unul după altul exact în aceeași ordine și cu detaliile amintite, iar după aceea, după ce s-au împlinit, spune că Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și, într-adevăr, a fost un alt, un alt om. După ce a fost uns de Dumnezeu, chemat de Dumnezeu, după ce aceste semne de confirmare s-au împlinit în viața lui, a venit prima provocare, la care Saul acționează cu multă înțelepciune și, în același timp, cu multă implicare a credinței, cu multă hotărâre, era vorba de amoniți care au venit cu o provocare foarte mare asupra izraeliților, Nahaș Amonitul, a venit și a împrejurat Iabesul din Galad și au fost forțați să facă un legământ cu pierderi foarte mari pentru cei din Iabes și Nahaș le-a spus, o să fac pace cu voi dacă mă lăsați să vă scot câte un ochi și să-mi bat joc de voi în felul acesta, ochiul drept și să arunc astfel o cară asupra lui Israel. Când a auzit Saul, zice versetul 6, aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. Vreau să subliniez cuvintele acestea. Că activitatea Duhului lui Dumnezeu nu este una uniformă. <coughs> și aș vrea să detaliez aici puțin. Activitatea Duhului Lui Dumnezeu nu este una uniformă pe care o putem încadra noi în niște reguli și în care să spunem Duhul Lui Dumnezeu acționează doar așa. Doar un susur blând și subțire. Uneori da, alteori nu. Uneori Duhul lui Dumnezeu te inspiră să fii calm, liniștit, blând, alteori Duhul lui Dumnezeu spune să strigi tare cu putere și să te umpli de mânie pentru Dumnezeu, nu pentru tine. Când Moise a văzut poporul cu ea razna și că se duce după alți Dumnezei și că au făcut vițelul, a deci, vai dragii mei, sunt atât de emoționat, am atât de mari emoții pentru voi, vai, dar vă rog frumos, întoarceți-vă la Dumnezeu, vai dragilor, cât de mult ați păcătuit, nu fraților. A luat sabia și a zis, cine pentru Domnul să vină aici, restul îi tăiat, începeți cu familiile voastre. Aici la fel, Spune cuvântul, versetul 6, că Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a amâniat foarte tare. Așa că nu-l puneți în niște tipare pe Dumnezeu și pe Duhul Său. Să spunem că, gata, Dumnezeu reacționează doar așa. Duhul lui Dumnezeu acționează doar așa. Doar într-o sferă blândă sau doar într-o sferă autoritară. Și când vorbim despre darurile spirituale, este valabil la fel. A, dacă nu vorbești în limb, gata, Dumnezeu nu este peste tine. Cu tot respectul, pentru cine crede în lucrurile acestea. Însă nu pot să îl reduc din nou pe Dumnezeu și Duhul său la niște preconcepții de ale mele. Pentru că există daruri pe care Dumnezeu le manifestă și darurile ale Duhului Sfânt permanente. Dacă vorbim de dragoste, de blândețe, de bucurie, de pace, astea sunt lucrările Duhului Sfânt care vin în Sufletul Omului și sunt permanente. Dacă vorbim de daruri speciale, aici lucrurile stau uh, puțin diferit și ele se manifestă într-un anumit loc și timp hotărât de Dumnezeu. Nu pot să zic eu că dacă Dumnezeu l-a făcut pe Ilie să fugă 25 de kilometri înaintea carului lui Ahab de la Carmel până la Israel, dacă nu ești campion la maraton, Duhul Dumnezeu nu este peste tine. Nu pot să spun că dacă Duhul Lui Dumnezeu nu te teleportează așa cum l-a teleportat pe Filip până la cetatea Azot, atunci înseamnă că n-ai Duhul Lui Dumnezeu. Nu pot să spun că dacă nu vorbești în limbi așa cum au vorbit ucenicii sau apostolii în ziua cinzecimii sau ai fost înțeles de oamenii de acolo prezenți în mai multe limbi, dacă nu vorbești în limbi, nu ai Duhul lui Dumnezeu. Activitatea Duhului Dumnezeu este cât se poate de diversă și El alege modul în care să te stăpânească și să te folosească. Și ca să vă încurc un pic și mai mult, vă dau exemplu în care Saul începuse să fie stăpânit de demoni. Și în momentul în care se duce într-o anumită cetate să omoare pe preoții lui Dumnezeu sau să-l caute pe David ca un obsedat, Duhul lui Dumnezeu vine peste el și în loc să le facă rău oamenilor acelor, începe să prorocească. înțelegeți-o pe asta. Demonizat, peste care vine Duhul lui Dumnezeu și spune nu, acum prorocești. Este fantastic. Dacă vorbim de istoria lui Balam care o luase și el, rău, împotriva voiei lui Dumnezeu și spune Dumnezeu, fii atent, nu-ți dau voie. Și a tot încercat, ba cu descântece, ba cu una, ba cu alta, până când Dumnezeu îi spune, știi ce, ai să-mi spui exact ce spun eu. Și acel uh, balam care mai recurgea la ghicitorie, la vrăjitorie, la unele uh, practici oculte, spune că Duhul Lui Dumnezeu a venit peste el și a început să vorbească despre poporul Lui Dumnezeu într-o manieră extraordinară. Așa că nu-l băgați în canoane pe Dumnezeu și Duhul Său, pentru că lucrarea sa s-ar putea să ne surprindă și să nu fie potrivit cu preconcepțiile noastre religioase. Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. A luat o pereche de boi, i-a tăiat în bucăți, le-a trimis prin sol în tot ținutul Israel, zicând: Oricine nu va merge după Saul și Samuel își va vedea, boii, tăiați la fel. Groaza Domnului a apucat pe popor care a pornit ca un singur om. Uneori Dumnezeu vrea ca oamenii să știe de frică. Alteori Dumnezeu vrea să fie oamenii chemați prin iubire. Iarăși, Aici nu putem să, să spunem numai așa sau numai așa. Situația și acel imbold venit de la Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu și experiența poate spune cum să acționăm sau cum să reacționăm în anumite situații. Efectul a fost că se poate declar. Acel Saul, care la început era smerit, foarte umilit, foarte calm, foarte liniștit, acum parcă trăiește o, o, o schimbare totală, nu parcă chiar o trăiește și devine de nerecunoscut. Hotărât, gata, pentru Dumnezeu mergem și luptăm. Și oamenii, în sfârșit, avem împărat, avem pe cineva care să stea în fruntea noastră. De asta aveam nevoie. Au mers, i-au învins pe amoniți și. În loc să îi pedepsească pe cei care îl bat jocoreau după ce s-a întors de la acea victorie, unii chiar au fost uh, intrigați și alții au dorit să instige pe Saul la ură împotriva poporului, poporul a zis lui Samuel cine zicea Saul să domnească peste noi, dați încoace pe oamenii aceia ca să-i omorâm. Sunt întotdeauna din ăștia care bagă bețe în roate și care vor să pună în tensiune pe unii cu alții însă Saul a zis nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta căci astăzi Domnul a dat o izbăvire lui Israel, Nu om înțelept condus de Duhul lui Dumnezeu cu alte cuvinte, dacă e zi de sărbătoare dacă e zi de bucurie hai să lăsăm la o parte toate animozitățile astea, da mă, dar asta e împotriva ta a vrut să te submineze cum dacă știi că ești chemat de Dumnezeu dacă ai încredințarea aceasta și dacă știi clar care ți este misiunea, nu te mai împiedici de niște cârcotași, de niște oameni care sunt împotriva ta. Și vreau să-ți mai spun ceva. Dacă crezi în misiunea ta, ar trebui să te maturizezi și să fii conștient că întotdeauna când faci ceva, vei întâmpina opoziție. Cu cât faci un lucru mai mare, mai măreț, cu atât opoziția va fi mai puternică. Cu cât încep să însemni ceva mai mult, cu atâta oamenii se vor polariza, fie lângă tine, fie împotriva ta. Însă, nu-i judeca pe cei care sunt împotriva ta atât de aspru și nu încerca să-ți cheltui energiile cu argumentații și cu uh, represalii împotriva lor. Pentru că nu de asta ești chemat. Oamenii pot să aibă părerea lor. Unii pot să creadă că ești geniu, că ești chemat de Dumnezeu, că ești omul lui Dumnezeu și alții pot să zică, bă, ce cu ăsta aici, ce treabă avem noi cu el? Chiar să te urască de moarte. Este dreptul lor. Unii pot să te bârfească. Dar vis a -vis de asta spunea înțeleptul Solomon. Și nu fi așa de iritat și atât de supărat atunci când oamenii te vorbesc de rău. Pentru că nu mai cugetul tău, inima ta, știu cât de mult ai vorbit și tu pe alții. Așa că îmi place această atitudine a lui Saul. Până aici totul este ok. Saul este în echilibru, este un om modest, este un om care știe simțul măsurii, știe că este chemat de Dumnezeu la o lucrare măreață, se simte nevrednic pentru chemarea aceasta pe care i-a dat-o Dumnezeu, ba chiar manifestă dragoste față de vrăjmașii lui. Chiar așa spune și Pericopa, bunătatea lui Saul, da? față de cei care îl criticau și spuneau, a, ce e ăsta fiul lui, a lui Chis, nu, din seminția lui Beniamin, o seminție nesemnată acolo. Dar Saul nu ia seamă la asta. Și apoi, în momentele următoare spune că Samuel a zis poporului veniți să mergem la Gilgal ca să întărim acolo împărăția. Și tot poporul s-a dus la Gilgal, s-au au pus pe Saul împărat înaintea Domnului la Gilgal. Acolo au adus jertfe de mulțumire înaintea Domnului și Saul și toți oamenii lui Israel s-au veselit foarte mult acolo. De ce Gilgal? De ce nu alte locuri? Gilgalul... Dacă mai îl întâlniți în anumite pasaje biblice, după ce sau înainte de a fi răpit Ilie la cer, Duhul lui Dumnezeu l-a dus pe el și pe Elisei și la Gilgal. De ce? Dacă citiți Sfânta Scriptură, o să vedeți că după ce au trecut Iordanul, din zona postiei spre Canaan, ce au pășit în Canaan, la Gilgal, acolo a fost locul de trecere și au făcut un morman mare de pietre, de aducere aminte, ca să nu uite niciodată că Dumnezeu i-a trecut pe acolo. Gilgalul avea o însemnătate o foarte mare pentru poporul Israel. Și mai întâlnim și alte momente în care Samuel îi cheamă la Gilgal. De ce? Să nu uite istoria. Că Dumnezeu îi călăuzește, că Dumnezeu este suveran, chiar dacă cheamă temporar pe unii oameni la slujire, că Dumnezeu este în control și că Dumnezeu își păstorește poporul, că este adevăratul suveran. Și a chemat la Gilgal cu un mesaj, Întărim împărăția, dar nu uitați că Dumnezeu este împăratul vostru. Întărim împărăția, am pus împărat, dar să nu uitați minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața voastră. Regele Saul a fost chemat așadar de Dumnezeu, dar uh, se poate vedea că Dumnezeu vrea să le transmite acest mesaj. L-am ales pe Saul, dar să nu uitați de mine, pentru că eu sunt adevărat împărat. Și la Gilgal au venit să întărească împărăția. Și Samuel le spune acolo, iată, v-am ascultat glasul în tot ce mi-a zis, capitolul 12, și am pus un împărat peste voi. De acum, iată împăratul care va merge înaintea voastră. Cât despre mine eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi. Am umblat înaintea voastră din tinerețe până în ziua de azi. Iată-mă, mărturisiți împotriva mea, în fața Domnului și în fața unsului lui. Cui am luat boul sau cui am luat măgarul? Pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui? Mărturisiți și vă voi da înapoi. Nu știu câți păstori sau câți dintre noi am putea să avem curajul acesta după viață de slujire să provocăm pe oameni să ne spună dacă am păcătuit sau nu în felul ăsta, a luat, dat mită, șantaj, păgi, abuz de putere și așa mai departe. Cred că majoritatea dintre noi am păli în fața lui Samuel. A avut integritatea aceasta de a veni în fața poporului și curajul să spună, arătați-mi. Ca un exemplu și pentru, și pentru Saul, ai grijă să fie un om integru, să fie un om care îl slujește pe Dumnezeu și interesele lucrării sale, ale poporului său și mai puțin interesele tale personale. Sunt foarte puțini astfel de oameni care îl slujesc pe Dumnezeu doar pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și lucrarea Lui. Majoritatea, bănuțul, interesul, siguranța, să fiu eu liniștit, să am o pensie, să am un loc călduț, un loc comod, lejer, nu mă rup în spate, dau din gură, zic câteva lucruri, m-am rugat, mai bine sau mai puțin bine, nu contează, ziua trece, leafa merge, noi cu drag muncim, e ok. Nu despre asta vorbim, ci vorbim despre un om care stă tare ca o stâncă lui Dumnezeu. Mai ales în vremuri în care ceilalți mergeau într-un relativism și compromis uh, în zona credinței. Drumul acesta al căderii lui Saul începe <laughs> În continuare, după această declarație a lui Samuel, care oarecum predă mai departe ștafeta, dar totuși mai influențează, mai lucrează în Israel și personalitatea lui nu poate fi dată la o parte. De ce? Pentru că, unul, era om chemat de Dumnezeu, profet chemat de Dumnezeu. Doi, integritatea lui Samuel era atât de puternică încât în anumite momente, când e vorba de Samuel și Saul, Saul pălește în comparație cu Samuel, deși era împărat. Și aș vrea să înțelegeți de aici un aspect, dragii mei, că integritatea îți dă o putere pe care nimic și nimeni nu poate înlocui. Poți să fii împărat, nu contează. Dacă nu ai caracter și nu ești chemat de Dumnezeu și nu ai dăruire și nu ai aplecare spre oameni și spre, spre lucrarea lui, ești un adevărat blestem și nu valorezi nimic în comparație cu oamenii care fac din pasiune, din dăruire și cu o conștiință curată lucrarea lui Dumnezeu. Samuel intră în umbră așadar încet, încet și... Începând la capitolul 13, Saul începe să facă primele compromisuri. Război cu filistenii, situație tensionată, Saul intră în disperare. Nu mai are încredere în Dumnezeu și ce? ce trebuie să facem? Samuel întârzie. Trebuie să aducem jertfa, trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. Ce facem? Hai să. Și, și, păi, hai că duc eu jertfa, dar nu sunt eu împărat? Și după ce aduce jertfa, apare și Samuel și zice, ce ai făcut, Saul? Ai lucrat? ca un nebun. Da, da, știi, Doamne, știi, Samuel, uite, eram strâns cu ușa, trebuia să iau o atitudine, trebuia să acționez. Ai lucrat ca un nebun. Apoi, când filistenii au atacat Ținutul lui Israel, capitolul 14, erau sub asediu da, din partea filistenilor, îi înconjuraseră din mai multe părți, Saul începe să fie fricos. Se închide acolo în Ghibea, în cetate, frumos, toți capitanii, toți ofițerii își mai uh, lustruiau puține poleții, armele, hai că suntem aici la adăpost, suntem bine mersi. Sau Ionatan zice, bă, nu e normal, ca împărat, ca fiu de împărat, trebuie să facem ceva. Și a zis celui care îi purta armele, hai să mergem până la straja filistinilor. S-a dus până la straja filistinilor, știți ce s-a întâmplat acolo. O mare victorie după care Saul se trezește și zice Uai, ce tare, super, hai, Domnul e cu noi!" E tipicul liderului care, după ce au muncit alții, culege roadele și își asumă meritele. Am pățit lucruri de genul ăsta și alții au pățit, după ce s-au întâmplat anumite lucrări, după ce s-au făcut anumite botezuri, venea câte unul și zicea Uai, Domnul să fie lăudat, fai câte am făcut!" Apăreau în rapoarte activitățile pe care le-am făcut sau le-au făcut ceilalți și zicea, o, ce tare fratele, extraordinar. Așa a făcut și Saul. Însă, modul ăsta de acțiune înseamnă mers în jos, mers spre pierzare. Ajunge deja să fie invidios pe fiul lui, după ce lucrurile au început să meargă bine și poporul a început să urmărească pe filisteni, filistenii fugeau care pe încotro ca să scape viața în iureșul acela, Saul se trezește să devină spiritual și zice un legământ din ăsta de viață și de moarte. Cine nu se supune lui Dumnezeu și cine nu acceptă să postească până când îi ucidem pe toți filistenii, să fie tăiat în bucă, să fie omorât. Chiar fiul meu, dacă ar călca legământul ăsta, ar fi uh, sub această pedeapsă. Și culmea că ajunge să se întâmple așa și Ionatan uh, ia un fagure cu miere și îl mănâncă și este atât de bigot, atât de radicalist încât a fost în stare să-l omoare pe fiul său. Ar fi vrut să-l omoare pe fiul său până când poporul. știi ce împărate? Până aici. Nu se mișcă un fir de păr din capul lui Ionatan. Încet, 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 dar sigur, Saul începe să cadă. N-ascultă cu privire la jertfă, aduc eu jertfa în problemă. improvizez. Apoi, dacă cineva se interpune între mine și autoritatea mea, chiar fiul meu să fie, îl dau la o parte ca pe o măsă stricată, îl tai în bucăți, nici nu discut așa ceva. Eu, prin mine, pentru mine, datorită mie, se întâmplă lucrurile. Altfel, nu accept nimic. Însă, poporul a fost de altă părere și versetul 45 din capitolul 14 arată glasul poporului printre prim, primele sau puținele situații în care poporul face ceva bun. Gloata! Ce? Să moară Ionatan, el care a făcut această mare izbăvire în Israel? Niciodată! Viu este Domnul că un păr din capul lui nu va cădea pe pământ, că și cu Dumnezeu a lucrat el în ziua aceasta. Astfel, poporul a scăpat pe Ionatan de la moarte. Este printre Puținele situații în care poporul își asumă și uh, face ceva bun, de cele mai multe ori este masă de manevră, masă manipulabilă. În celelalte războaie uh, pe care le face Saul, uh, unele dintre ele sunt uh, pentru eliberarea poporului, însă datorită, sau mai bine zis, din cauza neascultării lui Saul, este lepădat de Dumnezeu și începe să intre în concurență cu David. Un alt moment de neascultare este în capitolul 15, momentul în care Domnul îi spune că îl leapădă pe Saul. Du-te la Amalek și ucide-l cu desăvârșire. Treci tot prin Sabie. O poruncă cât se poate declară din partea lui Dumnezeu. La care Saul zice, știi ce, Doamne, păi, turmele astea, banii ăștia, toate cele pe care le luăm noi de la Amalek, păi să le dăm ție zecime. Sau chiar dacă tu ai zis într-un fel, fac altfel. Important este să ai explicația. Și în teologia modernă, în slujirea modernă, în bisericile noastre, important este să ai explicația. Dacă ai explicația, poți să demontezi, să demolezi orice principiu al lui Dumnezeu. Important este să ai o explicație la ceea ce faci. De ce faci? Chiar dacă Dumnezeu a zis clar, nu fă asta, dacă ai explicația, te-ai scăpat. Însă nu uitați că Dumnezeu nu este uh, surprins și nu este impresionat de explicațiile noastre. Când a interzis ceva în cuvântul său și când tu încerci să iei cu relativizări și cu uh, binișorul poruncile Lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu, leapă, Așa cum s-a întâmplat și cu Saul. A venit Saul, ha, ce, ce faci, mai? ce cu behăitul ăsta? Am păzit cuvântul Domnului! Ho, ia uite aici câte, câte daruri am adus eu pentru Domnul. Dar care era porunca Domnului? Să uciți toți, să... Ah, nu, dar hai să fim serioși. Și în momentul ăla, cât îi păsa lui de tare, lui Samuel, și aici, iar ești un, un detaliu foarte important. Să iubești omul să-ți rău de el, dar să-i spui adevărul verde în față. Noi ori suntem pasional și îl demolăm pentru că avem ceva cu el sau reglăm conturi și atunci îi spunem adevărul fără nicio uh, mustrare de conștiință, ori suntem atât de libertini și de liberali încât, a, lasă că Domnul e atât de bun că mântuiește și pe satana, cum zicea cineva. Dacă în bunătatea lui nu are cum să nimicească. Însă aici întâlnim un echilibru. Samuel care l-a plâns pe Saul până când Dumnezeu îi zice Când o să încetezi odată să-l mai plângi pe Saul? Nu înțelegi că l-am lepădat? L-am lepădat! Chiar îi păsa momentele alea, dar îi păsa mai mult de Dumnezeu și de lucrarea lui. Și spune versetul 22 și 23 Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea, fiți atenți, neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea este, nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Sări, Saul, să sări sau să-l prindă, de hainei. La, te haine. Nu, te rog, lasă-mi binecuvântarea peste mine. Și nu, mai s-a rupt uh, pulpana hainei și a zis, așa cum s-a rupt pulpana hainei, așa Dumnezeu rupe împărăția de la tine și o dă altuia mai bun decât tine. Ei, din momentul ăla, sau s-a dus așa, în picaș. Și vreau să înțelegem că sunt lucruri serioase. Când Dumnezeu te-a lepădat, nu mai e nicio șansă. Nu știi, și culmea, că nici nu știi când Dumnezeu te-a lepădat. Procesul ăsta este atât de, de, înșelător și atât de periculos. Și Dumnezeu ne transmite un mesaj că nu este deloc bine să te joci făcând compromisuri atunci când lucrurile sunt clare cu privire la anumite aspecte spuse de Dumnezeu. Saul s-a tot jucat, aia, lasă, duc, Lasă să duc și o jertfă. Dumnezeu zice, du-te, rezolvă problema cu Amalek. Da, lasă că o rezolv eu în stilul meu. Știu eu cum să mă descurc. Și e plină lucrarea lui Dumnezeu și sunt pline bisericile de descurcăreți. Tot se descurcă. Însă întrebarea este, îi plac lui Dumnezeu astfel de descurcăreți? Sau au fost lepădați de mult? Și vreau să înțelegeți că descurcăreții ăștia, după ce au fost lepădați, încă mai bânzăie în lucrarea lui Dumnezeu, până la pensie, până la moarte. Și tot acolo sunt, se prind ca caioab cu mâinile de coarnele altarului și nu se dau de acolo sub nicio formă, până când moartea îi scoate de acolo. Însă asta nu înseamnă că ei sunt în continuare chemați. Saul a fost lepădat. Și din momentul acela se poate vedea că Saul merge din rău în mai rău. În toate războaiele, Saul începe să fie fricos, dă înapoi. Când e vorba să lupte cu Goliad, nu, nu, mergeți voi înainte. Conducerea delegativă. Eu în spate, voi înainte, știți? În numele Domnului, mergeți voi, faceți lucrarea, că eu stau aici, că deja am devenit un împărat venerabil. Nu, cum să mă pui pe mine acolo? Nu! Și vine David, omul lui Dumnezeu, pac, ia totul. Se luptă cu Goliat. O, cine e ăsta? Și când începe să crească Saul, începe să devină obsedat, paranoic, să-i să caute moartea. Și după acea înfrângere a lui Goliat și a filistenilor, Saul nu are altă misiune decât să-l persecute pe David. În toate bătăliile, în toate lucrurile, nu avea altceva decât cum să scape de David. El nu mai avea alți dușmani decât David. Culmea că mai are și momente de pocăință, așa zisă pocăință cu lacrimi de crocodil, dacă ne uităm în capitolul 24 din 1 Samuel cu versetul 17, după ce David îi cruță viața în peștera Engedi, Saul după cuvintele lui David plânge și spune tu ești mai bun decât mine că și tu mi-ai făcut bine iar eu ți-am făcut rău și ai zice bă s-a pocăit ăsta, Păi omul lui Dumnezeu este extraordinar, dar de unde că după episodul ăsta mai trecut ceva vreme și iarăși a venit uh, uh, gelozia aceea și paranoia lui ca să îl omoare pe David. Apoi, în pustia Zif, iarăși vrea să pună mâna pe David, zifiții au zis, uite aici, pune mâna pe el și l-am rezolvat. Îi fură sabia, ia ulciorul și a avut ocazia David să-l omoare. Iar fi țeruiei, ei, Abishai, a zis, uite acum, i a dat o suliță întâmplă și gata, ai rezolvat-o. Să mă ferească Dumnezeu să pun mâna pe unsul Domnului Asta era credința lui David Cu toate că Dumnezeu îl lepădase Saul din nou Capitolul 26 cu versetul 21 Am păcătuit, întoarce-te fiul meu David Căci nu-ți voi mai face rău Fiindcă în ziua aceasta viața mea a fost scumpă înaintea ta am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală. S-a pocăit sau nici vorba. Cuvinte sincere, aparent. Bune, corecte, adevărate, o formulă magică de pocăință. Ideal. Dar el a rămas același îndrăcit. S-a dus pe drumul acesta al invidiei, al geloziei, a răutății, a o obsesie că cineva are ceva cu el, că îl urmărește, că vrea să-i facă, să dreagă și a făcut din persecutarea altora o misiune, un scop în viață. Nu este nimic mai periculos decât să-ți faci ca misiune să-i persecuți și să-i critici pe alții. Și Saul a căzut în capcana aceasta și a ajuns să fie lepădat de la binecuvântat al lui Dumnezeu, îndemonizat, și înlepădat. A ajuns să meargă la vrăjitoare, să meargă împotriva crezurilor lui. El totuși se poruncă să fie ucise vrăjitoarele și tocmai el se duce la vrăjitoare. Când îl vede asta, oh, stai de mine, cum? tu știi ce poruncă a dat Saul. Ce nu, nu, stai, stai, stai că eu m-am schimbat. Am avut un fel de switch, de schimbare din asta minte. Acum nu mai sunt de aceeași părere. Și din binecuvântat, credincios, față de Dumnezeu, Saul s-a dus încet Alte ori mai repede și sigur spre pierzare. Până când, în cele din urmă, moare în acea bătălie. Cazuri pierdute, rugăciuni și lacrimi care nu schimbă hotărârea divină. A, oh, vai, ne pocăim, ne întoarcem la Dumnezeu, plânsete și. Păi, Dumnezeu nu impresionează asta. Pentru că știe că în inima ta ai rămas la fel. Și dacă ai rămas la fel, degeaba te rogi, degeaba spui formule corecte, adevărate, pentru că nu te-ai schimbat. Și în cazul acesta nu poți decât să fii îngrijorat. Este înșelătoare această manieră de a te raporta triumfalist la lucrarea lui Dumnezeu și de a te minți singur. Nimic nu-ți oferă siguranța dacă nu vrei să te schimbi. Așa că nu te baza atât de mult pe faptul că ai fost schimbat de Dumnezeu, că ești în biserică, pe faptul că slujești, pe faptul că predici, că ești în cor, cânti, ești solist și așa mai departe. Puneți întrebarea dacă ai rămas în acea chemare, dacă îl mai slujești cu dragă inimă pe Dumnezeu și dacă nu ai încercat să faci din lucrarea lui Dumnezeu un mecanism politic care să slujească intereselor personale, să calci peste cadavre doar ca sinele tău și egoismul tău să fie aduse în glorie, în slavă. Să știi că nimic nu-ți garantează că dacă ai fost chemat de Dumnezeu, vei și rămâne chemat de Dumnezeu. S-ar putea să ai mai surprize de aceea. Niciodată nu te culca pe urechea moartă crezând că vei rămâne unsul sau chematul Dumnezeu pentru totdeauna. Fiecare trebuie să lupte ca să rămână lângă Dumnezeu. Așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, mă luptas cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însum să fiu lepădat. misiune susținută de Asociația Maurer for You.